mergem la Oncești în Maramureș, pentru că iată, pentru Amalia Ursu și pentru Vasilică Cetărașu a fost zi mare. Este vorba de faptul că și-au botezat gemenii pe Kevin Vasile și pe Tiago Ioan. Au primit sfânta taina botezului foarte frumos. E vorba de 6 perechi de nași care au vegheat asupra lor și peste 300 de invitați care s-au adunat să celebreze micuții creștinați. Să știți că a fost un botez cu adevărat fabulos, cu de toate, cu o întreagă nebunie care s-a întâmplat acolo în Maramureș și pe care, bineînțeles, colega noastră Laura Lezi s-a filmat-o. Mâncare, spectacol, emoții, avem de toate, oameni buni. Națiunea la măruță, trebuie să vezi, botezul e acum aici. Stai mă, care am luat-o ca domnul Dan, nu? Deci, oameni buni, haideți să mergem la Oncești în Maramureș să vedeți despre ce este vorba. Amalia, copiii sunt gata de biserică. Da, copiii în sfârșit sunt gata de biserică. Eu am întârziat un pic pentru că am fost la machiaj și la păr, ca de obicei, de fiecare dată. Dar noroc că am avut ajutor aici, și-au pregătit totul, nașele s-au ocupat de tot, copiii, că pe când am venit eu îmbrăcat, totul e ca la casă. Șase nașe. Păi da, foarte bine, am avut noroc cu ele. Cum ești acum? Păi sunt emoționată la pătrat, cumva, la dublu. E un pic mai emoționant decât la Selena, pentru că, bine, și la Selena am avut emoții fiind primul copil, dar acum cu băieții, eu n-am avut băieți, nici nu știam bine cum procedăm, ce facem, dar am emoții și știu că o să iasă totul bine. Cum sunt nepoței? Vai, tare frumușări, îmi vine să plâng când îi vedeți cât îți de frumușări și micuți. Și acum mai urmează să îmbrăcați se ducă tradițional. Da, îmbrăcați de miți, eu mă cu toată tradiția asta, pentru toți. Pentru Selena, copii, Vasilica, Malea, cu toată, numai cu tradițional eu mă ocup. Când i-ați văzut? Vai, îmi vine să plâng de bucurie cât îți de frumos. Dumneavoastră v-ați dorit să fie la biserică îmbrăcați tradițional? Da, eu mi-am dorit, chiar eu mi-am dorit, am zis că dacă vreți eu pot să le fac costume și tradiționale ca să și aibă amintire și ei când or fi mai mari cum au fost. Îs micuț, dar îs frumos, oricum, tradiția noastră nu se uită. Foarte frumos, ne bucurăm de ei și ne mulțumim dumneavoastră că sunteți alături de noi. Doriți? Le doresc să crească mari, să fie sănătoși și toate cele bune să aibă împreună cu părinților, cu surioara lor. Potrivit obiceiului locului, gemenii Kevin și Tiago au fost îmbrăcați în straie tradiționale maramureșene. Când toată lumea a fost gata, întregul alai s-a îndreptat spre biserică. Te-ai lepădat de satana? Te-ai lepădat de satana? Te-ai lepădat de satana? Sucă și sucă pe ei, sucă și sucă pe ei, și scuipând simbolic în partea aceea de pregor, ce mă zmași să te simt la ta și urmează unirea cu al Fiului, amin. Asta-i Vasile.
Kevin Vasile. Se botează Dumnezeu Kevin Vasile, numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului Duh, amin. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Se îmbracă Dumnezeu Kevin Vasile, haina se botează robului Dumnezeu. El e Tiago, da? Tiago Ioan, în numele Tatălui, amin. Și al Fiului, amin. Și al Sfântului Duh, amin. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Așa. Se îmbracă Dumnezeu Tiago Ioan. Kevin Vasile. Așa. Să ziceți nașele, amin, bine? La fiecare îngere pe care o fac eu, așa. Da, pecetea darului Sfântului Duh. Pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Mă asprești, pecetea darului Sfântului Duh, 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 amin. Așa, gata, gata. Pecetea darului Sfântului Duh, pecetea darului Sfântului Duh, pecetea darului Sfântului Duh, pecetea darului Sfântului Duh. Ce sunt de față, le dăruiește, Doamne, Dumnezeul nostru, viață îndelungată, zile semine, și îi păzește într-o mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile semine și fericire, la Vasilică, nu te-am văzut până acum niciodată cu emoții, dar acum în biserică... Da, am avut emoții, sunt foarte fericit pentru ei, că sănătoși, că sunt frumoși, fie și talentați ca părinților. De ce te-ai gândit în timpul slujbei? M-am pus în toate direcțiile, așa, m-am gândit să nu-i bage cu totul în apă, să urle sau să facă ce... să se spere sau așa, dar s-au comportat foarte bine, au fost cuminți, la botez, la creștinare, au fost exemplu. Amalia, tu? Am avut emoții, bineînțeles, ne bucurăm că am reușit să-i botezăm, mulțumim nașilor că a fost alături de noi. El cântăreze pe acum. I-am avut atât de multe emoții, mai multe emoții decât părinții mei. Ce le dorești? Multe sănătate și să crească mari. Odată ce gemenii au primit taina Sfântului Botez, emoțiile s-au risipit, iar părinții și nașii și-au poftit cei 350 de invitați la petrecere. Sala a fost decorată corespunzător, iar mesele erau încărcate de dulciuri și platouri îmbelșugate cu cele mai apetisante preparate. Vasilică, la mulți ani, să trăiască gemenii, să trăiască toți copiii. Vă mulțumim din suflet și mulțumim că ați venit și... Vă dorim distracție plăcută și să vă placă, să vedeți câte surprize am pregătit această seară pentru toți invitații.
surprize din jumătate, jumătate de oră, numai surprize plăcute. Sunt foarte curioasă să văd ce surprize ai și știu că tu le faci cum trebuie. Da. Mi-ai spus că te-ai lăudat cu meniuri, cu... Da, acum asta... Hai să ne faci prezentările. Meniurile cu gustare, cu aperitivul cap, aperitivul rece, ciorbă, sarmale, pâine, sarmale, fritură. Sarmale, pâine, n-am auzit până da, acum. Da, las că o să auzi, să vezi. Ia, vino, să-mi spui ce avem aici, Vasilică. Aici avem o serie de brânzeturi de la prietenii noștri de la Dej, care au venit în special din Dej, județul Cluj. Uite cum arată aici. Hai să nu pun mâna, uite aici. Ce avem, doamna, aici? Aceasta este un copa și acesta este o brânză franțuzească care e mucigăită. Din Franța, din Elveția. Serios? Da, păi bine, noi avem vaci aici să facem brânză de Maramureș, dar avem și din vaci de-astea străini. Uite acolo ce tort. Adevăratul tortul de brânză. Și ce brânză e aici? Brânză brie. O brânză brie, mucegai. Ce aici, ce avem? Prietenul meu, șeful la hamonuri în România. Uitați aici ce bucate o pregătit. Și ai ținut neapărat să fie numele băieților. Păi nu-ți vine să tai. Eu n-am vrut, dar nu-ți vine să tai. Uite. Deci prima felie de hamon, Vasilică, este pentru tine. Hai să spargă aici piața. Iată. Băi, nebun. Ăsta nu-i tofu din pe lume, e fița din pe lume. Produsele din carne. Avem aici cotlețel de porc, din porc crescut cu ghindă, din Spania. Ia stai să arătăm un pic la cameră. Da. Ce e asta? Lomo Iberico de Bejota se numește. Din e un cotlețel din Spania. Deci toate produsele spaniole. Aici avem fuet. Cele mai renumite produse iberice le-am adus cu noi astăzi aici la evenimentul. Doamne, Dumnezeule, din toate aș mânca. Ca băieții să aibă o viață plină de belșug, am ales să nobilăm deserturile noastre cu foiță și praf de aur. Cordi și cu Taraful, care au câștigat la România o talent, vreau să primim, cum se cuvine, aperitivul cald. Părinții Amalia și Vasilică s-au gândit la toate detaliile. Copiii invitați la petrecere au avut la dispoziție o mulțime de distracții. Pe lângă mascote și animatori, cei mici s-au bucurat de țopăială pe un tobogan gonflabil instalat chiar în sala de evenimente. Zbenguiala picilor le-a permis adulților să încingă hora pe ringul de dans fără pic de grijă. Hai și mie mândruțul de treabă, haide, haide! Da, super petrecere, adică au dispărut emoțiile și acum au venit toți invitați, ne-am așezat cu toții la mese și a început petrecerea. Da, ne simțim, încercăm să ne simțim bine și toată lumea pe sistem, ai văzut că toată lumea se distrează, se petrece și că avem mulți, mulți artiști care s-au decalat programul cum a plouat și am întârziat la biserică.
din cauza mea. Din cauza de Amalia, că Amalia nu e punctuală niciodată. Cu părul, și s-a regalat undeva la o oră și ceva programul și acum încercăm să ne revenim, să intrăm în forță. Mai sunt mulți artiști care trebuie să intre, să concerte. Hai să vadă Pro TV-ul cum ne distăm la aici. Măruță! Măruță! Spuneți-mi cum e petrecerea nepoților. Să știți că chiar e foarte frumosă, foarte. E totul, parcă vine un spectacol cu atâți artiști. Copilașul ăștia atât de frumos și dragi, toată lumea îi adoră. Și e și tradițional și muzică de discotecă, de tineret, la care ce le place. Deci e foarte frumos. Deci să mă... petrecerea? Excepțională. Cu lume multă. O sală foarte mare. N-am văzut de mult așa o sală mare. Și îmi place că este totul tradițional și cu lemn și cu covoare și e minunat. Superb. Tradițional. Grozav. Tește cu Vasilică de mult. Sunteți prieteni. Care e relația voastră? Există un respect reciproc între noi și cu mare plăcere am răspuns invitație de ai cânta un program pentru doamna lui, pentru copilașii botezați pe care îi ador, i-am și văzut, sunt minunați și cărora le doresc sănătate și să ne cheme să le cântăm și la nuntă, că nu ne lăsăm cu una, cu două. Surpriza! Tortul cerilor! Petrecerea. Suntem foarte bucuroși să ne aflăm la botezul micuților Tiago și Kevin. E frumos, ne place. Noi am ajuns puțin mai târziu că am avut o mică problemă, să spunem așa. N-am mai fost în calitate de invitat, cred că anul ăsta la niciun, cred că e primul eveniment, sau mai fost oare invitat cineva anul ăsta? Nu mi-am aduc aminte. Cred că e primul eveniment de anul ăsta la care mă duc invitat și chiar mă bucur, chiar am spus și Daniela, zic, hai să mergem, că uite, suntem invitați și noi joia. Da, cum e să fii invitat. Da, cum e să fii invitat, da, să vin când vreau, să plec când vreau, că trebuie să vin tot când trebuie să vin și să plec chiar tot când trebuie să plec, adică acum a venit să ne simțim bine, să ne distrăm. Arătați foarte frumos, îmi plac foarte mult ținutele voastre. Cum v-ați ales ținutele? Mulțumim frumos, te las pe tine să spui. Prima, că rochia ta e mai specială în seara asta, are o poveste mai specială. Ai dat o rochie specială pentru acest eveniment? Da. Să știi că fix astăzi a fost gata. Adică a fost gata, așa mi-a făcut-o prietena mea, Izabela, pe care o pup dacă ne vede. Da, am făcut-o pe comandă, no, stilul meu, așa. Ce să spun? Stilul ladylike. Da, mi-am dorit să mă simt așa, ca Barbie, știi, cu roz.